Bună seara, mister. Felicitări pentru această victorie. Aș vrea să vorbim întâi despre ce s-a întâmplat la final. V-am văzut că ați încercat să calmați un pic spiritele recensese aici. Cu partea mai urâtă. Hai să începem cu partea mai frumoasă. Vreau să rămânem doar la ceea ce s-a întâmplat pe teren, în tribune. Și felicitările le merită băieții pentru că ei au făcut tot ceea ce a fost posibil în seara asta pentru a câștiga, pentru a mulțumi lumea și a ne ridica la nivelul unui derby. Da, de la ce credeți că au pornit tot? Nu știu, nici nu mă interesează, eram în cabină. E bine că nu s-a întâmplat nimic, n-au escaladat locurile și este cel mai important lucru. Varul atât de criticat, benefic pentru echipa dumneavoastră în această seară. Da, sincer nu mă așteptam să... Adică nici n-am întrebat, au zis că nu, că este un decalaj în care am zis ce vrea Dumnezeu. Dar bine, pe lângă gol, cred că am dominat clar meciul și în 11 la 11 și în 11 contra 10 și ocaziile de partea noastră mult mai clare. Dar vedeți cum e fotbal, era posibil să facem o nefăcută ca minutul 80 ceva să primim gol. Când au avut acea situație în care eu. Dar băieții merită felicitați pentru tot ceea ce au făcut din primul până în ultimul minut. CDB, din ce în ce mai bun, l-a motivat așa cartonașul acela roșu pe care l-a primit. CDB, clar, este un jucător nostru, un jucător tânăr, un jucător plin de talent, numai că îi lipsea constanța. Dar constanța la un jucător tânăr nu poate veni decât cu meciuri. Nu poți să fii tânăr, să ai și constanță, să ai și experiență, să ai și cifre bune. Nu există, că n-ai de unde. V-am văzut un pic mirați la golul validat de către VAR. Ți-am spus, da, că am așteptat, m-am întors către bancă să văd, să întreb dacă au văzut în timp real. Mi-am spus că nu, că este un decalaj de un minut și atunci am zis și o fi. Cum ați aprecia evoluția lui Iancu? Cum ați aprecia evoluția lui Iancu ca vârf împins, dă o pasă superbă, dar găsește nici un culoar. Adică n-aș putea să mă opresc doar un singur jucător. Toți jucătorii au fost fenomenali, toți jucătorii au fost incredibil de buni, au respectat tot ceea ce am lucrat la antrenament. Merită toți, absolut toți, felicitări. Felicitării oamenilor din pandurilor din Târgu Jiu, pentru că au fost alături de noi și ne-au susținut în aceste trei meciuri. Ne bucurăm că ne-au făcut să ne simțim ca la Craiova. Este aceste două victorii, ultimele două victorii de acasă, un mare merit l-au și ei pentru că au făcut tot ceea ce le-a stat în putință să fie alături de noi și să ne susțină. Bauza aproape de un gol magnific din foarfecă. Cum vi s-a părut că a intrat în meci după a intrat foarte bine Bauza. Ținând cont că a avut aproape două luni de zile de inactivitate, este și normal să... Chiar dacă... Știți, când joci așa pe contre, câteodată e greu pentru un jucător care revine. Dar eu zic că a făcut un meci bun, bravo lui, felicitări. Greu de-abia de acum vine. Încep să se lege lucrurile pentru echipa dumneavoastră. Ați ajuns pentru prima dată în acest sezon la trei meciuri fără înfrângere. Da, scopul nostru nu era acela de, eu știu, de a fi într-o perioadă scurtă pe un loc de play-off sau a fi pe primul loc. Nu, scopul nostru este sau cursa noastră este de lungă durată, este aceea în care după 30 de etapele să ne aflăm în play-off. Iar să poți să îndeplinești acest obiectiv, trebuie să legi rezultatele pozitive. Suntem la 3 meciuri fără înfrângere, mai avem un meci până se întrerupe și ne dorim tot sufletul să câștigăm. Ați ajuns acolo în zona play-off-ului, voiam să vă întreb, e îngrijorător așa că unele echipe acumulează foarte multe puncte, iar cele favorite la titlu, CFR, FCSB, CSU Craiova, nu sunt în... Nu, vor reveni și sunt ferm convins că dacă anul trecut s-au intrat cu 46, anul ăsta cred că se vor intra cu mai puține puncte, pentru că puncte se vor împărți, iar echipele de tradiție și echipele mari din care sunt acum în afara play-off-ului, cu siguranță vor veni acolo. În plus, acum pentru echipa dumneavoastră, că veți reveni pe Oblemenco? M-am spus, ne-am simțit extraordinar de bine și aici, în Târgu Jiu, ne-am simțit ca acasă. E clar că este casa noastră, Oblemenco, și ne dorim tot sufletul să revenim, dar și aici ne-am simțit destul de bine. Mulțumesc. Vreau să transmit și eu lui Alin Șeroni, că sunt alături de el, că trece prin momente puțin mai dificile. Fratele meu, fii tare, că sunt alături de tine, indiferent ce se întâmplă. Mulțumesc frumos. Mulțumim și noi.